Fane, un punct a fost obținut de voi aici, un meci de luptă, de bătaie, cum a fost? Da, bună seara în primul rând. Ne pare rău că n-am câștigat. Am venit cu gândul să luăm cele 3 puncte. Eram pe un drum foarte bun și ne pare rău că n-am câștigat. Ai reușit să marchezi, însă destul de repede după ce oțelul a deschis scor. Da, mă bucur că am scris, dar nu acest lucru este important. Important era să câștigăm noi și să mergem acasă cu cele 3 puncte. Simți că v-a dezavantajat cumva și terenul? Cu siguranță. Noi avem jucători de calitate, jucători care pasează foarte bine, care iau adversarul 1-1 și din păcate pe acest teren era destul de greu să controlăm balonul. Per total așa se poate spune că e un rezultat echitabil, totuși au avut și cei de la Galație ocaziile lor. Este un rezultat bun la cum s-a jucat. Să nu uităm că am întâlnit oțelul Galați, o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Au primit un singur gol înainte să joace cu noi. Știam acest lucru, dar din păcate nici terenul, nici vremea nu ne-a ajutat să câștigăm. Ați plecat ca din tun, ați avut un start excelent, apoi a venit acea serie de 4 meciuri cu doar 2 puncte. Simți că ați depășit pasa aia mai proastă? Cu siguranță, fiecare echipă are momente și momente. Noi, din fericire, am trecut peste momentele dificile. Acum suntem pe un drum bun, pot spune, și cu siguranță de la meci la meci o să arătăm și mai bine. CFR-ul a câștigat astăzi, s-a apropiat de voi, simți o presiune din echipele de sus? Nu, nici nu. Vă spun sincer că nici nu ne uităm la alte meciuri, nu ne interesează. Important este noi să ne facem jocul și să câștigăm. De multe ori ne uitam la echipele adverse în trecut și nu ne făcea bine acest lucru.